echipa de handbal Steaua București a obținut luni o nouă victorie în seria de amicale susținute în această vară. În sala sporturilor Concordia din Chiajna, elevii lui Sandu Iacob au învins echipa rusă Spartak Moscova, scor 31-22, la pauză scor 13-10. Spartak Moscova este vicecampioana Rusiei după ce a pierdut dramatic finala din play-off în sezonul trecut în fața celor de la Cehovskie Medvedi, scor 1-2 la general. Cel mai bun marcator al Stelei în jocul de azi a fost extrema Andrei Mihalcea cu 7 goluri. El a fost secundat de Javier Humet și Nemanja Grbović, fiecare cu câte 4 goluri. Ei sunt ca și noi și ca toate echipele care se pregătesc în pregătire, folosesc toți jucătorii, să vadă la ce capacitate sunt, le lipsă și lor niște jucători, ca și nouă. Cred că și-au dat și ei maximul, noi am fost mai buni astăzi, mai ales că am jucat și pe teren propriu, sper să o ținem tot așa și să avem baftă. Acesta a fost cel de-al treilea succes al roșialbaștilor în meciurile test din această vară, după victoriile cu CSM Făgăraș și AHC Dunărea Călăraș. A treia victorie, dar a treia victorie care nu aduce puncte. Ne interesează, poate sau nu, cu siguranță mai puțin ceea ce se întâmplă în meciurile amicale, pentru că scopul nostru este altul. Încercăm să ne găsim timingul, încercăm să muncim înainte de toate pentru a căpăta încredere în sistemele defensive și în ceea ce facem pe faza de atac. Meciul de astăzi a fost doar un antrenament exact cum l-am dorit, pentru că e mult mai simplu să joci contra unor adversari care nu știu ceea ce faci și concentrarea sportivilor este alta. La finalul acestei săptămâni, în perioada 16-19 august, handbaliștii lui Sandu Iacob vor participa la un turneu amical în Rusia, la Moscova.